Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Spiru Haret, filiala Câmpul Lung, cu ocazia Zilei Bibliotecii Universitare, a organizat un amplu eveniment. Acesta a conținut lansări de carte, prezentarea istoriei cărții și câteva cuvântări ale unor invitați special, precum preotul Ștefan Ștefănescu, director al Bibliotecii Municipale Ion Barbu, dar și ale unor cadre didactice universitare. Facultatea de Științe Economice de la Câmpul Lung, în această săptămână a avut loc evenimentul Zilele Bibliotecii Universitare. Programul manifestării a fost următorul. În deschidere, bineînțeles că am mulțumit invitațiilor prezenți la acest frumos eveniment, domnul director al Bibliotecii Municipale Ion Barbu, domnul preot Ștefan Ștefănescu, doamna profesor Florentina Dragomir de la Liceul Dan Barbidian, liceeni, absolvenții noștri și oameni de cultură din oraș. Evenimentul s-a consumat în Biblioteca Instituției de Învățământ, o bibliotecă despre care putem afla multe lucruri frumoase atunci când o vizităm. Acum am avut posibilitatea să ne lăudăm, să spun așa, cu peste 3.000 de titluri pe care le deținem la noi în bibliotecă, în peste 11.000 de volume. Trebuie să specificăm faptul că biblioteca facultății noastre este deschisă permanent pentru toți cei care iubesc cartea, pentru toți cei care vor să descopere tainele, atât în specializarea noastră de contabilitate și informatică de gestiune, cât și alte specialități. Activitățile din cadrul Universității Spiru Haret sunt organizate cu scopul de a dezvolta interesul studenților pentru învățământ. La ora actuală, universitățile se confruntă cu o lipsă de studenți care poate deveni o problemă la nivel național.